Salutare, Varangeni mei, și bine am venit pe Regi Cruciați 3. Cred că unii sunt dezamăgiți, deoarece nu mă joc Inim de Fier 4, numai că în secția de comentarii a ieșit cam la egalitate. Deci, în acest videoclip o să joc Regi Cruciați 3 și data viitoare voi juca Inim de Fier 4. Sper că sunteți fericiți, da? În ceea ce privește Regi Cruciați 3, cineva în secția de comentarii vine cu această propunere. Presupun că a trebuit să formez Rusia Kievană în joc, ceea ce e super, deoarece n-am achievement-ul respectiv, deci mă scot și cu video și cu trofeu. Și deoarece mergem după trofee, va trebui să dezactivăm toate modurile pentru estetică. Pentru a forma Rusia Kievană o să avem nevoie de ajutorul lui Rorik. Să nu uităm să bifăm asta pentru a primi achievement-ul sau miniz trofeul în limba română și putem să dăm start. Deci, obiectivul nostru principal este de a forma, nu, așa, imperiul ăsta gigantic, deci o să avem multe teritorii de cucerit. Dar, înainte de a face asta, mai întâi să creăm regatul Novgorod, să ne convertim la cultura locală, adică cea slavică, și, bineînțeles, să nu uităm și de religie, așa, religia păgână slavică, și gata, acum putem să ne extindem liniștiți. Și vom începe cu aceste două comunitate micuțe, mai întâi tu și apoi cel de jos. Ah, firar, trebuie aici puncte la religie. Nu-i problemă, putem să-i atacăm pe fino-ugriși care au altă religie față de noastră. Așa, ne-am ridicat soldații, îi împărțim în două armate, tu te duci aici frumos și tu te duci în partea de jos, tocmai aici. Nu prea bine, trebuie să formăm Rusia Kievană în timpul domniei lui Rurik, deoarece dacă mă extind foarte mult și regele îmi moare înainte de a forma imperiul, ei bine, regatul va fi împărțit între cei doi fii ai mei. Așa, și după ce am înfrânt primele triburi, acum va trebui să luăm aceste trei decizii la rând, deoarece să primim prestigiu și puncte pe religie. Și dacă tot stăm, de asemenea putem să ne jefuim vecinii, adică facem rost de mai mulți bani și de asemenea și de mai mult prestigiu. Și dacă vă întrebați de ce tot insist cu prestigiu și cu punctele pe religie, ei bine, pentru a declara război unui trib sau regat, ce este de religie diferită față de a mea, îmi trebuie prestigiu și dacă vreau să declar război unui trib sau regat care este de aceeași religie ca a mea, va trebui să folosesc puncte pe religie pentru a face această acțiune. Cred că știu pe cine o să jefuiesc prima oară, dar mai întâi să scăpăm de jefuitorii din teritoriul nostru, deci să mobilizăm armata. Oh, mulțumesc frumos! Și acum presupun că a venit timpul să jefuim toată regiunea Baltică. După cum se poate observa, nu prea a mers bine jeful. Deja am pierdut prea mult timp cu acea tentativă eșuată de a jefui toată regiunea balcanică, așa că va trebui să stăpânim tot Minsku și va fi o bătălie destul de riscantă, deoarece ăștia au foarte mulți aliați. Deci, prințul de Minsk a murit și acum avem un copil la conducere care n-are niciun aliat. Ok, deci o să am o muncă și mai ușor acum. Doar că, din păcate, mi-a consumat prestigiu degeaba și acum a trebuit să consum din nou ca să-i declară război lui. Ok, a fost destul de ușor, nici măcar nu m-am bătut cu ei, doar le-am asediat capitala. L-am capturat pe micul prinț și cam asta a fost tot. Hai că de data asta am mai avut succes cu jafurile, numai că acum trebuie să ajungem la nivelul 3 de faimă ca să putem să declarăm războaie asupra unui ducat întreg. De aparent putem să formăm și acest regat. Partea nașpa că o să fie împărțit între fiii mei, primul cu al doilea titlu, numai că acum putem să-i vasalizăm pe ăștia,
nu e unul care n-are niciun război. Aparent ambii se află într-un război. Deci va trebui să-i așteptăm să-și termine războiul, ca să să-i vasalizăm. Dar hei, între timp am făcut o rost de level 3. Faimă, deci putem să declarăm război la un ducat întreg. Totuși, n-ar fi rost să mă împrietenesc cu aceste mici principate slabe. Ce stai că sunt 54 opinii despre mine. Tu, tot 54, ea, cam toți au opinii bune despre mine. Ia să devin prieten mai întâi cu tine. Am reușit să mă mai extind puțin și aparent ăștia a făcut pace, deci vino să devii vasal meu și tu la fel. Haide și tu, firar, aparent că o să nu merge. Ei bine, asta înseamnă că va trebui să fii atacat, dar mai întâi să mă ocup de următoarea revoltă care o să apară în curând în regatul meu. Așa, ne-am ocupat de țărani și acum putem să ne extindem frumos, fără să fim întrerupți. Ok, mi-a murit Rurik și acum să vedem cum arată situația. Da, mi-am pierdut jumătate din regat, dar nu contează deoarece putem să îl recuperăm oricând. Dar mai întâi să terminăm războiul nostru. Ne-am mai extins puțin, dar nu o să-l atacăm pe fratele nostru, deoarece noi o să ne concentrăm pe partea sudică. Poate ne mai extindem puțin prin zona asta și pe la finalul vieții o să-l atacăm pe fratele nostru și să unificăm regatul Novgorod. Așa că a venit timpul pentru expediția sudică. A, ce s-a întâmplat? Ok, aparent am fost asasinat de această persoană și situația nu e tocmai bună. Totuși dubios, deoarece a avut un spymaster destul de bunicel și mi-era chiar loial. În fine, acum va trebui să reparăm tot dezastrul ăsta. Oh! Ce să vezi, regatul Ruteniei o duce destul de prost, ia să ne recuperăm teritoriile pierdute. Aparent sunt atacat din toate părțile, dar bine că mi-am păstrat ceva bani la mine. Așa, am câștigat aproape toate războaiele, doar să-i alungăm pe Khazar și gata. Gata și cu Khazarii, ceea ce înseamnă că a reușit să oprim toate invaziile împotriva noastră. Și nu băgați în seamă acest război, deoarece aici se bate un aliat de-a nostru, deci nu ne interesează dacă pierde. Ce să vezi, cineva a rămas fără aliați și are o armată proastă decât a noastră? Ei bine, asta înseamnă că trebuie să unificăm tot regatul. Veniți aici, trădătorilor, n-aveți nicio șansă împotriva mea. Ok, hai că am făcut ceva scurt de la bătălia aia. Acum a trebuit doar să cucerim câteva triburi sau forturi pe aici și cam gata cu ăștia. Așa, mi-am capturat unchiul, ne ducem aici, pace și ei, iată ce mari suntem acum. Și cum de avem un rege foarte tânăr, adică 24 de ani, sper că cu el o să reușesc să formez Imperiul Rus sau Rusia Chivană. Mai avem nevoie doar de 21 de comitate să controlăm și gata, plus de bănuți, bineînțeles. Așa, momentan am terminat cu frontul sudic și acum o să ne concentrăm pe cel nordic, adică va trebui să ocupăm toate principatele și comitatele de aici. Așa, l-am capturat pe principele finougric. Mersi frumos. Aproape am capturat tot nordul și cât mai avem până putem să formăm Imperiul Rus. Stai, nu? Așa? Doar un comitat și gata. Și se pare că avem două comitate extrem de mici și cu foarte puțin soldați. Perfect. Cu ajutorul vostru voi reuși să creezi Imperiul Rus sau, mai bine zis, Rusia Chivană. Strică și o mică bătălie așa de antrenament cu ăștia. Perfect. Am înfrânt ambele comitate, să facem pace cu amândoi și acum a trebuit să putem forma Imperiul Rus. Unești tu? Așa, dăm puțin play și am primit și achievement-ul, sau bine zis trofeul în română. Acum rămâne doar să ocup aceste mici teritorii ca să fac granița Imperiului meu una mai frumoasă, să mă ocup și de revolta asta și apoi presupun că pot să închid acest videoclip. Bun, am scăpat de tătiță și să sperăm că revolta, ia, honie,
O, da, hai că s-a dus revolta. Bine, o să mai avem probleme cu țăranii, dar... Da, nu cred că reprezintă ăștia un pericol. I-am potolit pe cazari să facem pace cu ei. Așa, acum granița arată mult mai frumos și aici pot să închid acest videoclip. Numele meu a fost Azorax. Salut!